întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem invitat special pe Tonic Obiectiv. Salut, Tonic! Salut, Gabriel, sau Gibi, cum îmi place mie să-ți spun. Și îi salut și pe oamenii care se uită la tine. Uite, de astăzi vreau să încep o mică rubrică și anume vreau ca invitatul să se prezinte el singur într-un minut, două, cât are nevoie, pentru că până la urmă cine poate face o prezentare mai bună dacă nu chiar invitatul însuși. Băi, e un pic mai ciudat, știi, ca să vorbesc despre mine. Mie îmi place să vorbesc despre alții sau despre ceilalți, cum îmi place mie să spun. Da, eu sunt Tonic Obiectiv, artist de hip-hop și prezentator din când în când al emisiunii Marfoi Pop. Și ce pot să zic, fac treaba asta de vreo 20-21 de ani, din 99, partea cu cântatul. Iar partea cu emisiunea și televiziunea online, că asta vreau să menționez, Marfoi Hip-Hop a fost prima emisiune de hip-hop pe online din România. Da, 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 a fost o premieră în domeniu. Da, exact, și emisiunea e cam din 2008, atunci am făcut prima emisiune, așa că sunt 21 de ani de când mă învârt în treaba asta cu rap-ul și partea urbană. Dragilor, am făcut de toate, și concerte, și emisiuni, și cântat, și produs. Asta vreau să spun celor care ne urmăresc, că deși faci treaba asta de mulți ani și mulți înainte, mersi, ai rămas neobosit și cu entuziasm și cu energie, ceea ce sper să-ți păstrezi în continuare. Mersi, asta mă menține în formă și mă ține conectat, știi, la ritmul vieții. Cred că dacă n-aș face ceva legat de muzică sau de hip-hop, cred că, nu știu, m-aș plafona. De-aia încerc să țin pasul. Spre exemplu, am avut o perioadă în care 4 ani n-am mai cântat. Am luat o pauză. M-am căsătorit, am făcut chestii legate de familie. Dar, în paralel, am produs, spre exemplu, am produs o piesă pentru Capelli, adică ca și producător executiv. De-aia zic, m-am învârtit tot în muzică. Nu m-au rupt total. Evident, cred că nici nu poți. Odată ce ai microbul acesta în sânge, cred că este foarte greu să-l scoți din circuit. E ca un drog. Exact. Hai să începem discuția noastră. Și uite, prima mea întrebare pentru tine. Fii atent, dacă în momentul acesta ar veni cineva și ți-ar spune fă-ți bagajele și pleacă în ce loc vrei pentru vacanță, care este locul care îți vine prima oară în minte? Băi, Bronx. Fiind foarte legat de hip-hop, cred că acolo m-aș duce. M-aș duce să văd exact de unde a început toată treaba, știi? De mult timp mă gândesc la treaba asta, mai ales că în ultima perioadă am vizionat și serialul Hip Hop Evolution, uh-huh, și am văzut că multe lucruri s-au învârtit în zona acolo și chiar aș fi curios să văd cum a luat naștere, sau cel puțin să aflu direct de la sursă, știi cum a luat naștere hip-hop-ul. E într-adevăr o destinație de vacanță foarte interesantă. Dacă ar fi după mine, dacă ar fi după soția mea, îți dai seama că ne-am duce, spre exemplu, la Veneția, un loc pe care ea și-l dorește de mult să-l vadă și n-am ajuns încă. Da, Tonic, dar ești invitatul meu astăzi, așa că eu pe tine te întreb, nu pe soția ta, deci rămânem cu Bronx-ul. În Bronx-ul, exact. Cum îți începi tu ziua, Tonic? Păi, mă trezesc, nu beau cafea, nu sunt cu cafeaua și încep să-mi verific mesajele. Ăsta e primul lucru pe care îl fac. E-mail, WhatsApp, în general sunt foarte mulți oameni cu care colaborez la Marfă Hip Hop, primim tot felul de mesaje legate de publicarea știrilor. Și atunci îți dai seama că încep să le citesc și să le filtrez, adică să alegem exact ce trebuie pus pe site. Înțelegi că e o muncă. Da, sunt convins. Pe care o încep eu și o continuă soția mea, în general. Și după aia, bineînțeles, studio, poate filmări, depinde ce e stabilit în ziua respectivă. Mai filmăm câte un videoclip, tot chestii legate de rap.
Uite, aveam o întrebare care ar fi fost mai târziu, dar dacă ai zis de videoclip, spune-mi care este cel mai frumos videoclip. Băi, sunt foarte multe videoclipuri. Eu, în general, sunt atras de West Side, de partea gen Dr. Dre, Ice Cube și mi-e greu să nu vină un clip acum în minte. Sunt foarte multe reușite. Tupac a avut niște videoclipuri foarte tari, care eu zic că și în ziua de astăzi sunt la înălțime. Tot ce a lăsat Tupac, cred că a rămas la înălțime. Da, Change-a lui Tupac mi se pare foarte bine realizat. De-aia zic, nu știu, sunt foarte multe clipuri. E greu să alegi unul singur, să spui, bă, uite, ăsta e cel mai tare. Băi, cred că ți-am zis la un clip de-a lui Tupac. Pentru că eu m-am apucat de cântat văzând clipurile lui Tupac. Și încercând să fac versuri pe piesele lui. Nu știu, flow-ul, stilul lui m-au făcut să-mi doresc să fac treaba asta. Da, 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 da. Cred că asta aș recomanda, mai ales unui rapper care e la început de drum și trebuie să învețe puțin din urmă, știi? Să se uite înapoi. Asta e un sfat pe care l-aș da oricărui viitor artist de hip-hop. Și dacă viața ta ar fi o melodie tonic, care ar fi aceea? Uite, poți să alegi și una de-a ta sau una de-a oricărui alt artist, care să zici că te reprezintă 100%. O melodie. Toate sunt stări din viața mea. Chiar și Arma Mea și Adrenalină în Artere. Înțelegi? Chiar dacă n-am permis, am făcut piesa aia special pentru pasionații de automobile și motoare pe două roți. Învârtindu-mă între oameni pasionați, îți dai seama, am prins și eu un pic din virusul ăla, chiar dacă nu conduc. De-aia zic că fiecare piesă e o bucățică din mine, pentru că creez că așa îmi vine, așa simt, știi? Da, 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 da. Știi tu că fiecare piesă transmite un moment sau o trăire din viața unui artist. De-aia zic, mi-e greu să aleg o piesă. Dar uite, aș alege, spre exemplu, Ar fi timpul. O piesă care pe mine m-a scos foarte mult în evidență. Bine, nu e numai meritul meu. XXL? Da, cu Grasul XXL și cu Mario V. Adică mie mi-a deschis niște drumuri la momentul acela, știi? Și videoclipul și piesa. A rulat cam pe toate posturile de televiziune, UTV, Music Channel, MTV chiar. Deci a fost o piesă care pe mine m-a ajutat. Mi-a deschis câteva uși. Știi tu că e foarte greu de ceva timp să mai pătrunzi așa în lumea asta. E o lume ermetică. Da, foarte. Nu e problemă, Tony. Până la urmă, noi ceea ce facem, facem din pasiune 100% și nu o facem exact ca să ajungem acolo, ci o facem pentru că altfel nu putem trăi. Așa este. În sensul că nu ne-am simțit complet dacă nu am face și treaba asta. Așa e. Uite, cum tu le îmbini în actoria, cu muzica și chiar cu partea asta de prezentat întrebarea zilei, așa le îmbin și eu, înțelegi? Cer să fiu cât mai dedicat. Să trecem la o altă artă, Tonic, și anume la arta cinematografică. Și spune-mi care este comedia la care ai râs cel mai mult. Băi, ceva cu Jim Carrey. Deci când mă gândesc la comedie, îmi vine în cap Jim Carrey. Și Tântălău și Gocoman, chiar dacă e un film vechi, mie chiar mi-a plăcut. M-a făcut să, nu știu, am rămas cu un zâmbet în colțul gurii după ce s-a terminat filmul, știi? Da, și cred da, că la oricând m-aș uita la el, cu toate că e foarte vechi, cum spuneam. Da, ce să zic? Eu cred că un film bun nu se învechește niciodată. Nu, și mai sunt filmele cu Charlie Chaplin. Deci și alea, sau Stan și Bran, dacă vorbim de... Deci sunt atras de partea cinematografie veche, în general. Da, da, da. Mie mi se par că au farmec și în ziua de azi. Da, și-au păstrat într-adevăr și farmecul și prospețimea și tot ce au vrut ei să surprindă la momentul acela, au surprins lucruri care dă-i nu e de fapt de când lume. Și probabil așa este. Prin asta sunt atât de actuale și de proaspete. Spune-mi dacă este normal să existe un război între generații și cam cum ar putea fi el dezamorsat? Băi, război între generații e de la fiecare generație la alta. Nu știi că și noi când eram tineri ne-am lovit de treaba asta. Lumea ne judeca, cei mai trecuți de o anumită vârstă, de 40-50 de ani, te vedeau cu pantaloni largi, cu tricou larg. Nu înțelegeau fenomenul. Eu zic că cam asta se întâmplă și în ziua de azi.
noi ăștia trecuți de o anumită vârstă, nu înțelegem pe aia mai mici. Și de aici cred că ies discuțiile între generații. E o chestie de mentalitate. Dar eu zic că ar trebui să fim deschiși, cu cât avansăm în vârstă să înțelegem. Pentru că fiecare generație are, știi, moda, există modă, trend, pe care tu, ca om matur, trebuie să-l respecti, că și tu te-ai lovit de treaba asta. Eu cred că de la asta ies discuțiile între generații. Dar prin comunicare eu zic că se poate rezolva și lăsând unii de la alții mai mult. Da, așa este. Dar e mult mai ușor să arunci cu pietre decât să încerci să înțelegi. Da, exact, așa e. Și mai sunt diferențele de gusturi în general. Știi că dacă vorbim de ce ascultă generația nouă și ce ascultă generația noastră sau mai în vârstă, sunt niște diferențe de gusturi acolo. Dar astea știi și tu cum e. Nu se discută gusturile, fiecare cu pasiunile și gusturile sale. Dar se poate rezolva, nu. Eu zic că treaba cu generațiile nu e o cauză pierdută. Spune-mi dacă tu alegi sau nu să răspunzi invidiilor atunci când ele sunt vădite aruncate în față. Băi, uneori mă afectează, înțelegi? Primesc tot felul de atacuri prin mesaje, prin astea. Dai seama, când sunt foarte implicat și pun suflet în ceea ce fac, țin cont și de părerile oamenilor din jur legate de proiectele mele. Pentru că muzica e adevărat. Prima oară o fac pentru mine, înțelegi? După care o servesc oamenilor, o dau să o asculte. Deci automat este pentru lume. Și încerc să filtrez toate mesajele pe care le primesc, pentru că unele sunt din invidie, cum spui tu. Și atunci încerc să nu mă mai las afectat, dar unele dintre ele, ți-am zis, mă cam lovesc, de ce să mint? Pentru că, ți-am zis, pui suflet în ceea ce faci și nu poți să fii perfect 100%. Oamenii au gusturi diferite, că tot vorbeam de ce ziceam mai devreme. Și n-au cum să te placă toți. Asta zic, că nici nu cred că trebuie să-ți propui să te placă toți, pentru că oricum și oricând vor fi oameni care vor fi nemulțumiți sau nu le va plăcea ceea ce faci tu. Sau, da, asta așa e. Sau, în momentul în care scoți un pic capul sau o piesă de-a ta sau un videoclip prinde, se duce mai mult decât cele pe care le-ai lansat, simți, deja se simte în jurul tău invidie de la o parte din colegii tăi. De la oamenii de bine. Da, în general cred că în fiecare domeniu e treaba asta. Dacă unul excelează, să găsesc alții care să-l tragă un pic înapoi. Sunt convins că în toate domeniile, dacă ai observat la noi în țară, nu prea sunt apreciați oamenii care au idei, care au inițiativă. Da, asta așa e. Imediat sunt trași pe dreapta. Ia stai, tu ai idei cam multe. Ai venit să-mi iei locul, ce ai venit să faci? Ești prea creativ pentru țara asta, nu e bine. Da, nu, mi se întâmplă și mie des treaba asta. Chiar am foarte multe idei și încerc să le transpun și la alți artiști, ceea ce gândesc eu. De-aia mi-am și luat câțiva artiști cu care încerc să colaborez, să îi susțin, să-i ajut să iasă mai mult în evidență. Deci nu mă ocup numai de mine, mă ocup și de oameni precum Dana Marihuana, Chica Concana, un producător care a ieșit mai puțin în evidență și pe viitor o să iasă mai mult. Cotuperu, un băiat din Alba Iulia, care vreau să colaborăm, să-l iau ca și beatmaker la Objective Music. De-aia zic, nu mă focusez doar pe mine, știi? Foarte încerc bine. Să ajut și pe alții. Sunt convins că o părere din afară poate face diferența și poate aduce o viziune nouă pe care artistul poate uneori nu o vede. Da, asta așa e și mă bucur că iau încredere în propunerile mele. Pe mine nu poate decât să mă bucure și să mă facă să mă implic mai mult, știi? Să gândesc, să fiu mai creativ. Și după ce te-ai implicat foarte mult și stresul a ajuns la cote maxime, care este metoda ta de a te relaxa, de a te destresa? Am câteva zile, în general, după ce realizez un clip sau fac un proiect în care am fost foarte prins. Știi și tu cum e rap, tu îți faci regia, tu îți faci scenariu, tu gândești locațiile, deci trebuie să te implici 100% și atunci după câteva zile de filmare
te cam simți extenuat, nu neapărat fizic, cât psihic. Și atunci prefer să mă rup vreo 2-3 zile, încerc să dorm, mă uit la niște filme, mai ascult muzică sau încerc să mă plimb cu soția. Am înțeles. Apropo de plimbări, care este peisajul care te-a lăsat fără cuvinte? Aș putea spune Sinaia. Nouă ne place foarte mult Sinaia. Bine, prima oară a plăcut soției, după aia am început să mă duc mai des și în zona aia și a început să mă atragă și pe mine. Adevărat, dacă zona aceea are ceva special, că mă gândesc că nici familia regală nu a ales degeaba. Îți dai seama, acolo e Peleșul, Pelișorul, nu e de colea. Dar ar mai fi o zonă care mă atrage, zona în care eu am copilărit foarte mult, și anume Reghin, lângă Reghin, Ipănești, undeva în zona Ardealului. Uh-huh. Acolo am stat când am fost puștan și am copilărit. Vacanțele de vară acolo mi le petreceam. Acolo unde se fac instrumentele muzicale. Exact, acolo era Berea Silva. Era renumita fabrică, acum deja au mutat-o în altă zonă. Multe lucruri bune se fac acolo. Da. Și oamenii sunt foarte calzi, calzi, primitori și palinca nu mai zic. Într-adevăr. Sunt multe, multe motive pentru care aș recomanda zona aia, știi? Palinca, mă gândesc că e principalul motiv pentru care foarte mulți străini revin la noi în țară, pentru că au descoperit. Da, e o băutură energizantă care îți dă chef de viață după două, trei părele din alea deja. Dacă ar fi să alegi un animal ciudat de companie, care ar fi acela? Cred că un crocodil. Un crocodil. Cred că oricine ar veni la mine s-ar speria să-l vadă în holul apartamentului. Ăsta e să deschide ușa, pac, la intrare și vede crocodilul. Ce nume ai pune? Da, cred că X. X. Simplu și la obiect. X. Vezi să nu te mănânce X. Da, da, da. Sau poate mi-ai luat doi crocodili. X și Y. Da. S-o și soție, știi cum e. Să am și eu, să aibă și soția unul. Uite, salutăm și pe X-ul pe această cale, dacă tot. Da, îi dăm cu pace. Chiar m-am revăzut de curând cu el, că am lucrat o piesă pentru Marihuana, am lucrat-o la el. Uh-huh. Și el a fost inginerul de sunet și știu că și el lucrează la niște piese. Un om cu greutate, ca să zic așa. Da, și dacă nici X-ul nu se pricepe la mix și master... Păi atunci cine? Îți o fac bine în țara asta. Exact. Nu că n-ar fi alții buni, dar ziceam că X-ul chiar e foarte priceput în treaba asta. Da, e priceput și pasionat de treaba asta. Poate lumea nu știe cine e X-ul, trebuie să le zicem, că e fost membru a trupei Explicit. Cristian Sidoric, a.k.a. X-ul. Dacă ai putea călători în timp, ce ai alege să vezi, Tonic? Trecutul sau viitorul? Cred că trecutul. M-aș întoarce puțin în urmă să-mi cunosc mai bine rădăcinile. Străbunicii, cred că tot în zona aia în Ardeal m-aș duce, de acolo de unde am rădăcinile. Uh-huh. Eu sunt jumate ardelean, jumate moldovean. Tata e din Ardeal, mama era din Moldova, de pe lângă Botoșani. Și uh-huh. Cred că aș fi curios să-mi cunosc rudele pe care n-am avut ocazia să le prind în viață, știi? Da, foarte interesant să faci așa o incursiune, să-ți vezi străbunicii. Străbunicii, da. Ideea ar fi că eu am fost și pasionat de istorie de-a lungul timpului. Chiar am făcut și facultatea de istorie și îți dai seama că poate chestia asta mă atrage înapoi un pic în timp. Da, da, da. Există un loc care te duce cu gândul imediat la un film de groază? Da, Moara lui Hasan, Noaptea. Nu știu dacă ai avut ocazia să mergi pe acolo, dar Moara lui Hasan, Noaptea, bine, pe lângă că dai de tot felul de băieți care au serinci și alte chestii, năluci, aș putea să le zic eu, știi, că te lovești pe întuneric de ei, dai pe acolo, eu zic că ăla ar fi un loc, ca un labirint este. Și noaptea, fără lumină, gândește-te și tu.
Da, nu cunosc, dar pare înfricoșător ce spui, așa că... Da, nu, am făcut niște poze acolo și chiar vorbeam cu fotograful și mi-a zis, bă, noaptea dacă vii aici, e foarte creepy. Pe lângă că nu ești doar tu singur sau cu persoana cu care te duci, te lovești de tot felul de băieți care sunt, ba, întinși pe jos, ba, sunt tot felul de încăperi pe acolo și îți dă senzația aia de groază, de film de groază. Ca și cum ai merge printre zombi, știi? Da, 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 da. Ăla îmi vine acum în minte, moara lui Asan. Crezi că România acum merge spre bine sau spre rău? Băi, spre bine nu prea simt. Mai ales în ultima perioadă. Depinde acum când întrebi, te referi la, din punct de vedere economic sau cu ceea ce fac eu? În niciun caz politic. Nu vreau Am înțeles. Politică, ci doar vreau să vedem dacă mentalitățile oamenilor au început să se schimbe, dacă tineretul din ziua de astăzi are o viziune, dacă cei bătrâni investesc energia lor în generațiile noi. Cam la lucrurile astea mă refer. Îmi pare rău să zic că părerea mea cred că o să te dezamăgească. Eu așa simt că în ultima perioadă nu merge nimic în bine. Știu, mi-a zis și prietena mea, Dana Marihuana, că sunt cam negativist când vine vorba de partea asta cu viitorul și de ce urmează. Dar mă iau după, ți-am zis, după ceea ce văd în jurul meu, după cum se derulează lucrurile. Și treaba cu coronavirus, eu zic că ne-a cam ținut pe loc, știi, și nu ne-a lăsat să ne dezvoltăm cum o făceam până acum. Și o să mai fie, o să mai țină cel puțin o perioadă. Și eu zic că nu e ok pentru oameni. Băi, nu zic că nu există virusul, dar eu zic că s-a fabulat prea mult în ultima perioadă. Nu știu, s-a creat o nebunie totală. Eu zic că e mult mai restrâns la noi virus. Eu îți spun părerea mea personală. Și chestia asta cu coronavirus ne-a cam afectat și economic, și pe partea culturală, că nici voi nu puteți să vă țineți piesele de teatru decât într-un mediu deschis. Noi nu putem să ne expunem, cum o făceam până acum, cluburi, să cântăm, să susținem concerte. Noi, ca artiști, ce ne-a rămas? Să scriem piese, să le punem pe internet. Dacă n-ar fi internetul, ar fi jal. Într-adevăr. Înțelegi? N-am putea să ne mai expunem, ca să zic așa, munca pe care și creația pe care o am gândit-o de-a lungul timpului. Acest virus a dat peste cap pe toată lumea și așa eu nu aș vrea să mă trezesc mâine dimineață și să fi fost tot un vis urât, știi, sau să zic că gata, au dispărut, nu mai există așa ceva. Sau... Dar toată lumea își dorește asta. Chiar să fi fost o invenție și nu m-ar deranja dacă mâine aș afla că tot a fost o invenție, aș zice, da, ok, ce glumă proastă, dar mergem mai departe. Fii atent, Tonic. Să zicem că îți oferă cineva 1 milion de euro, dar nu oricum, ci să-l investești în ceva și abia apoi să te poți bucura de profit. În ce ai investi acei bani? Cred că i-aș investi în câțiva artiști. Artiști cu potențial care... Eu zic că și România are foarte mulți artiști de genul ăsta care sunt la început de drum și nu au resurse ca să poată să-și facă un videoclip, să aibă niște piese la o calitate foarte bună și atunci cred că în asta aș investi. Aș investi într-o mini casă de producție independentă, știi? Și aș încerca să iau câțiva artiști și nu numai din rap. Aș lua chiar și din muzica pop, soul. Mm-hmm. Pentru că am întâlnit niște voci foarte bune și cred că asta aș face. Aș investi în oameni și în talentul lor. Deci, dragi investitori, dacă aveți 1 milion de euro și nu știți ce să faceți cu el, dați-l lui Tonic Obiectiv, el cunoaște artiștii, investește și... Gabriel, ne mulțumim și cu mai puțin. Deci nu ne trebuie 1 milion de euro. Dacă ne-ar da 50.000 de euro și tot putem să ne facem treaba, știi? Am zis să fie o cifră rotundă, să nu ne încurcăm la calcule. 1 milion de euro, îți dai seama câți artiști am putea ajuta? Foarte mulți. Ar fi un număr foarte mare de oameni. Pe aia zic,
Dar România... Tonic. Da. Știi, ca la partidele de poker, cine știe cam care este intrarea la masa jucătorilor din industrie? Da, exact. N-ai de unde să știi. Da. Ia spune-mi, care este cel mai amuzant cadou pe care l-ai primit? Amuzant? Păi, eu în general primesc cadouri din astea legate de pasiunea mea, știi? Cadouri, am oameni care îmi dau câte o sticlă de băutură mai fină, mai specială sau eventual, nu știu, un tricou de baseball sau de basket, știi? Tot ce ține de pasiunile mele în zona muzicii. De-aia zic că nu prea am primit astea amuzante. Poate un tricou cu un mesaj amuzant. Da, da. A fost un tricou cu ani în urmă, ceva cu genul că azi chiar n-am chef de nimic, mă simt atât de rupt. Era un mesaj în engleză, știi? Mm-hmm. Care îți sugera, lasă-mă că sunt după o beție, știi? Sau ceva de genul ăla și n-am chef. Da, ăla ar fi, dacă ar fi să luăm un tricou cu mesaj, da? E vorba de vreo 10-12 ani, știi? Când nu-l mai am. Nu cred că mai am tricou ăla. Nu primesc de-astea, poate pentru că lumea crede că sunt un om foarte serios și atunci nu vine cu de-astea, cu cadouri amuzante. Tonic, acestea au fost întrebările mele pentru tine. Mersi pentru invitație. Cu drag, dar stai că nu am încheiat, pentru că fiecare invitat așa pune la rândul său o întrebare a zilei pentru cei care ne urmăresc. Așa că am înțeles. Cu interes întrebarea ta. Întrebarea zilei. Uite că tot vorbeam de coronavirus și pandemia asta ne-a cam dat peste cap pe toți. Vreau să întreb pe oamenii, când credeți că se termină toată nebunia asta cu coronavirusul în România? Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră. Chiar vrem să aflăm și noi când se va termina odată această nebunie. Mulțumesc mult, Tonic, pentru că ai acceptat invitația. Mersi și eu, Gabriel, oricând cu mare plăcere și îți urez mult succes cu proiectul. Mulțumesc la fel. Spune-mi tu ce mai pregătești pentru viitorul apropiat, îndepărtat, unde te pot găsi oamenii? Păi oamenii mă pot găsi sub numele de Tonic cu capa, Tonic obiectiv cu capa. Așa, mă găsesc pe Instagram, pe Facebook, sunt peste tot în online, Twitter. Iar în viitor apropiat, sper în toamnă să reușesc să scot și eu EP-ul la care am lucrat anul ăsta. Se numește Simpli Trecători prin Viață, un EP pe care am început să lucrez după un moment mai nefericit pentru mine, ca să zic așa. În toamnă anul trecut mi-am pierdut mama și atunci m-am refugiat în muzică, știi? Ăsta a fost și, cred că, motivul pentru care m-am reapucat să fac piese. Și o să fie vorba de un EP de 6 piese, 2 remixuri. Deja am lansat 3 videoclipuri, chiar 4. Unul e lyric video și 3 clipuri. Cu tot așa, invitați, nu vreau să-i menționez acum. Îmi place să fie o surpriză. Și ți-am zis, proiecte legate de Dana Marijuana, Chica Concana. Încerc să le ajut pe fete să scoată capul mai mult după pauza. Pe cel puțin Dan a avut o pauză destul de lungă și eu zic că e momentul să scoată capul cu un single nou, cu un videoclip nou care este gata. Oamenii așteaptă atât materialul ei cât și materialul tău, pentru că dacă spui că l-ai gândit și a apărut în urma acelui eveniment trist, sunt sigur că implicarea sentimentală a fost maximă și treaba trebuie să fie una bună. Da, păi și titlul spune multe, Simpli Trecători prin Viață. Așa se numește materialul. O să, nu știu, eu zic că o să dea puțin de gândit oamenilor, cel puțin piesa care urmează să apară cu titlul albumului, materialului. O să-ți dea un pic, e o piesă de meditație, adică să ne arate puțin care este rolul nostru pe pământ. Deja am divulgat prea mult. Am făcut o premieră la tine. Mulțumesc pentru asta. Mulțumesc încă o dată, Tonic. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit materialul nostru. Dacă v-a plăcut, subscribe, share, la toată povestea. Salut, Tonic, și numai bine. Și mulțumesc pentru că ați urmărit. Mersi, Gabriel.
toate cele bune. S-ar fi întrebat ce-i cu cerul și cuvântul, și coandă și vuia ar fi brăzdat pământul. Am ieșit din atmosferă pentru că ne-am întrebat, altfel acum credeam că pământul este plat. Oh, bă, dar stai mă că încă mai sunt unii care cred că pământul e plat. Da mă, da. Asta e. Asta e. Întrebarea zilei, antrenament mental.